1-2. La fel ca și mulți dintre dumneavoastră, primul lucru pe care îl văd dimineața este domnul Ilan Șor. Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la emisiunea Lumina! Astăzi vom cunoaște o istorie de succes. Istoria unei femei care prin curaj și înțelepciune și-a schimbat viața radical. Și-a transformat viața la 180, 300, 500 de gradusuri. Ea se numește Cristina Vulpe. Hă? Asta cine, Andriuha? Asta cine? Rușine să vă fie! Pe 5 noiembrie, iaca, lumea iese la vot. Alegeri locale au loc în Republica Moldova. Și așa cum noi vedem, adunându-se unul peste altul mutre de bărbați care vor șefia capitalei, noi nu prevedem femei. Dar uite că Cristina Vulpe a ales să iasă în public și să grăiască. Partidul Șansă și-a prezentat candidatul pentru funcția de primar general din Chișinău. Aceasta este profesoara de limbă română, Cristina Vulpe. Cristina Vulpe, candidata partidului Șansă, imediat după și partidul Șor a fost declarat neconstituțional, au apărut și partide satelit al lui Ilan Șor. Ziua! Vă salut pe toți și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Vreau să vă spun că astăzi noi cu toții avem o șansă. Sunt Alexei Lungu și am decis să preiau conducerea formațiunii politice Șansă. Da, astăzi ne aflăm aici. Eu, ca reprezentant a echipei lui Ilan Șor, a partidului Șor, în susținerea domnului președinte Alexei Lungu, partidul Șansă. Și uite că doamna Cristina Vulpe cumva s-a alăturat acestei echipe. Oare de ce? Ce a motivat-o? Haideți să aflăm mai multe detalii. Cristina Vulpe s-a născut în satul Teliță, Anenii Noi, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbă și Literatură Română. Lucrează profesoară în Chișinău, educă 3 copii. În cadrul prezentării, Vulpe a spus că i-a predat lui Ilan Șor limba română și acest om i-a schimbat percepția despre lume. Vulpe i-a predat lui Ilan Șor limba română. Și Ilan Șor probabil i-a și plătit pentru acest serviciu, dar un fenomen colateral care s-a întâmplat în timpul acestor cursuri de limba română e că doamna Cristina Vulpe și-a schimbat percepția despre lume. Datorită lui Ilan Șor. Potrivit Cristinei Vulpe, ea a văzut cât de mult lucrează Șor și camarazii săi pentru binele poporului din Moldova și prin urmare a decis să se alăture echipei lui. Să vezi cât de mult lucrează Șor, dar nu numai Șor, dar și camarazii. Camarazii lui Ilan Șor și să nu te alături echipei. Bravo, Cristina Vulpe, pentru acest curaj! Dar nu suntem noi ftarăsortne să tragem judecăți așa, din pripă, dintr-un singur buletin de știri la televiziunea lui Șor. Mergem la conferința de presă, la prezentarea publică a candidatei partidului Șansă, să o ascultăm ce are de spus ea la microfon. Sinceră să fiu, m-am plictisit de toate promisiunile și de toate basmele politicienilor noștri. Promisiuni care rămân doar la nivel de promisiuni. Aici n-ai cum să nu te regăsești în aceste cuvinte. Într-adevăr, și eu și tu, noi tot subscriem la niște reguli absurde. Votăm politicieni care inevitabil, într-o măsură mai mică, într-o măsură mai mare, ne dezamăjesc. Și unicul nostru instrument de a-i pune la perete este la următorul ciclu electoral. Cristina Vulpe, ca și noi, s-o săturat, sau vorba lui Andrei Năstase, s-o zi... Am să repet, și eu m-am zaibit. Și eu m-am zaibit. De tot asta. Timpul trece, dar nimic nu se schimbă. Exact. Timpul trece. Totalitatea asta de energie, de materie, din universul nostru mare, albastru și gol, se schimbă timp de miliarde de ani, dar nimic nu se schimbă. Și de făcut, Cristina? Ceva timp în urmă l-am cunoscut pe domnul Ilan Șor. Atunci când mi s-a propus să-l ajut să studieze limba română. Păi stai, doamna Cristina Vulpe, totuși ceva se schimbă. Nu era, nu e ca nu era în viața dumneavoastră Ilan Șor, prin hop, s-a apărut zinzelin în cașe loc și-am simțit imediat cum am noroc, A? Nu așa a fost. La acea vreme, impresiile mele despre dumnealui se bazau doar pe ceea ce spunea mass media. Dar realitatea este alta. Ei, iarăși, contrazici direct, la distanță de câteva secunde, propria afirmații. Timpul trece și nici nu se schimbă. Eu îl întâlnesc pe Ilan Șor. Realitatea e alta. Realitatea se schimbă. Până amu stătești, citei articole 15 ani de închisoare pentru Ilan Șor, pentru implicarea în frauda bancară. Hopa, îl întâlnești pe Ilan Șor. Știu-i să dânsul.
Care fraudă? Care bancară? Omul ia tăl în fața ta, niciun fel. El învață să scrie pâine, școală, lapte, limba rămâină, învață. Cel mai important este că vă iubesc. Indiferent de cât de greu va fi, indiferent de situație, vom fi împreună până la sfârșit. Atât timp când suntem uniți, vom fi de ninvins. Am avut ocazia să vorbesc foarte mult cu această persoană, cu acest domn și pot să vă zic că mi-a dat lumea peste cap. Foi, vă dați seama, doamna Cristina Vulpi, eu, noi, tăți, mulți oameni din Taraclia, din Orhie, din Găgăuzia, nu l-au întâlnit pe Ilanșor, dar el lor tot le-a dat lumea peste cap. Pentru că stătei sâmbătă, duminică, fără treabă, hopa na 400 de lei, ieși în oraș, strigă, mai o Sandou! Și dumneavoastră, cred că la fel, discutând cu dumnealui, ați simțit cum se transformă lumea din jur și din interior, nu-i așa? Am constatat că nu este un agent al Kremlinului, pentru că am fost martoră cum copiii dumnealui veneau să-l viziteze pentru că el nu mergea acolo. Ce-o zis? Ilan Șor nu este agent al Kremlinului pentru că el nu e la Kremlin, dar copiii îl vizitează acolo unde el nu e la Kremlin. Ilan Șor n-are cetățenia statului Israel care își protejează cetățenii de justiție a altor state și nu îi extradează. El nu de asta e la Israel, nu de asta îl vizitează capilașii din Moscova. Pentru că fiind agent al Kremlinului poți numai la Kremlin să fii, zice doamna Cristina Vulpea. Eu, de exemplu, n-am furat miliard. Știți de ce? Uitați-vă la mâinile mele. Numai două mâini am, da? Dar miliardul asta ce? Asta mare, mare bă ca un ou de dinozaur. Unde se încapă miliardă mâinile mele? Ia că de ce eu n-am furat, tupiță! Și încă ce ați mai aflat despre acest domn Ilan Șor? Când l-am învățat limba română, am descoperit și am văzut cu ochii mei că dumnealui lucrează foarte mult, non-stop, literalmente. Este o persoană care se străduie, muncește din greu și dedică foarte mult timp pentru dezvoltarea țării noastre și atragerii de investiții. Am aflat că ajută foarte multe sute de mii de oameni necondiționat și fără ca să-și facă publicitate din asta. Da, doamna Cristina Vulpi, eu niciodată nu l-am văzut pe Ilan Șor cum el cumpără televiziuni în care în zi la zi apare ala lui pe ecrane pensate și se laudă că a făcut la inițiativa lui pe bani publici iluminat stradal, reparații de drumul. După 30 de ani de așteptare a venit lumina. Datorită eforturilor Partidului Șansă și a lui Ilan Șor, localitățile Cuhnești, Movileni și Sergieni din raionul Glodeni au fost modernizate. Felicite, dragi prieteni! Sunt foarte bucuros că astăzi Cuhnești. Eu niciodată n-am văzut cum Ilan Șor cumpără 21 de pagini pe Facebook, peste 100 de profiluri false, care îl ridică în slave pe dânsul pentru milioane de lei buget pe publicitate. Vă iubim, domnule Șor. Șor este un lider adevărat, se vede asta din acțiunile sale. Cu echipa Șor în fruntea țării avem un viitor prosper garantat. Cei de la Șor sunt o mână de oameni în Parlament, dar fac cât toți 100. Ce-mi place la Ilan Șor e că el știe a lucra în echipă. Comentează neobosiți trolii. În multe cazuri, exact același comentariu este postat de câteva profiluri diferite. Prieteni dragi, este inacceptabil, imposibil voi să nu dați like și share la acest video, așa încât noi să o susținem, să ținem minte numele doamnei Cristina Vulpe, care atât de elegant și înțelept a pășit în lumea politicii moldovenești, fiind susținută și susținând un gavnamiot corupt care se ascunde de justiția moldovenească în statul Israel. Haideți să facem un efort să ajungem cumva la conștiința doamnei Cristina Vulpe, să-i exprimăm invidia pentru craniul ei bogat în transformări atât de radicale, miraculoase după ce l-a întâlnit pe Ilan Șor și să-i amintim că susținându-l pe Ilan Șor, fiind susținută de Ilan Șor, Cristina Vulpi în cel mai deschis și evident mod își taie cracul de sub chișoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu știu dacă mai sunt cuvinte de spus în afară de jos cortina, sus slănina, jos chiloții, sus corupția. Dacă v-a plăcut acest video, așa și vă trebuie, dați acolo un like, un share, comentați cuvinte de dragoste la adresa liderului nostru Ilan Șor și dacă vedeți cumva vreo vulpi, aveți grijă, nu o lăsați printre găini. Pupicei!
Eu am un cântecel pentru voi improvizat la final. Audiție plăcfută! Ilanșor, Ilanșor, ești al meu salvator. De tine mi-este dor, pentru tine zgata chiar să mor. Viața mea s-a schimbat, tu m-ai ajutat necondiționat. Eu vă spun acum, El m-a îndrumat pe cel mai bun drum. Mereu m-a ajutat, publicitate nu și-a făcut niciodată. Ilanșor nu este coț, eu l-am văzut, sincer, el poartă chiloți. Logica mea îi tare de fier. Ilanșor, mai sus decât cer. Ilanșor este cel mai bun, a investit, a ajutat, nu sunt nebun. Chiar acum vă rog în cor să spunem toți: Salvator Ilanșor!